Domnule primar, se apropie cu pași repezi debutul unui nou an școlar. Cum stau lucrurile? Sunteți pregătiți? Mai ales că sunt condiții noi sau condiții inedite în care copiii își vor desfășura activitatea. Aveți dreptate. În curând va începe școala într-un context total diferit față de anii precedenți, întrucât suntem într-o criză nu numai economică, ci și sanitară fără precedent, dar vom lua toate măsurile care se impun pentru a începe în condiții cât mai bune noul an școlar. Spuneți-mi vis-a-vis de investițiile făcute pentru a crea condiții cât mai bune de studiu pentru copii. Într-adevăr, în ultima ședință a Consiliului Local, adică din luna iulie, la sfârșitul lunii iulie, am aprobat o importantă sumă de bani pentru reamenajarea școlilor, pentru zugrăvirea lor, pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare și pentru achiziționarea materialelor care ne sunt necesare pentru începutul noului an școlar. Cum stați din punct de vedere al învățământului în noile condiții care s-ar putea să fie chiar și online? Suntem pregătiți pentru achiziționarea de tablete, acolo unde este cazul, dar învățământul nu se face atât de bine de la distanță, astfel încât și părerea mea, pentru că totul a fost lăsat la atitudinea factorilor locali, părerea mea este că învățământul cel mai bine se face față în față. Într-un cuvânt, vom lua, repet, și nu obsesiv, vom lua toate măsurile pentru începerea în bune condiții, indiferent de condițiile în care se vor face studiile, fie că online, fie că direct. Hai, spuneți-mi, vă rog, câți copii sunt în comuna dumneavoastră pe ce palieră de vârstă? Avem de la vârsta preșcolară până la clasele 8, 410 copii la nivelul comunei Aliman, astfel încât învață în trei școli. Școala Generală Dan Spătaru Aliman cu personalitate juridică, școala cu clasele primare 1-4 Vlahii și școala generală cu clasele 1-8 Dunăreni.